Era un bărbat de o vârstă imprecisă, bine clădit și perfect îngrijit. Profesor la Politehnică, era unul dintre preferații studenților. Sau al studentelor. Cristina, nu? Da, cum te-ați reținut? Era genul de profesor căruia îi plăceau ecuațiile cu mai multe necunoscute. Uite, vin într-o noapte la mine să încerc să dorm, să vezi dacă poți. Nu m-am culcat niciodată cu o studentă de-a mea. Mă rog, cel puțin când mi-a fost student. Și cum arată ei, frumușica? Ducea o viață lipsită de griji și fără prea multe emoții. Dar destinul avea alte planuri pentru el. Eu sunt însărcinată. Cum? Sunt însărcinată. Mai degrabă că a fost un șoc. Șoc? De ce mă faci mai impotent? Am zis eu ceva de impotent? Și e mai bine acum, e conștientă? A avut o sincopă cardiacă, i-a crescut tensiunea, a avut palpitații. Când în rezolvarea unei ecuații greșești un calcul la început, rezultatul va fi distorsionat de greșeala inițială. Deci soluția reală a ecuației este zero. Da. Erau gânduri care nu păreau să ducă nicăieri, cum nicăieri nu pare să ducă nici povestea asta. Așa și care e problema? Eu ți explic și tu nu înțelegi. HIV, sifilis, gonoree, hepatita B, ce mai vrei? Bă, până la urmă asta am vrut. Că ești prost, nu vezi? Asta ce e, poza sau pictură? Eu ar trebui să mă simt prost. Nu simt mă nimica, simt că mă înțeapă aici, am mâncat o merdenea. Asta e gol pe dinamnă. Nu, nu e gol, am mâncat o merdenea. Ce să zic? Stai-mă un pic, tu vrei să zici că nu sunt romantic, că nu ți-am luat niște plante moarte? Pe bune atât. Să vezi, nu ești deloc romantic. Fix asta își doresc femeile să primească, găini moarte. Mă rog, e mai complicat.